Salut, pescari! Sunt Sorin Tot Pescar și blogger pe www.totpescuit.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. Stop! Nu vreau să au nicio scuză. Avem toate actele necesare. Avem protecția anti-covid. Un singur lucru ne mai lipsește. Nu ne-a prins răsăritul pe apă. Stop! Să dea cineva răsăritul înapoi, vă rog, și filmăm iar. Cum? Nu se poate? Nu se poate. Ok, mergem înainte. Probabil că o să prindem mai puțin păstrevi. Am zis păstrevi? Mergem pe lac, de munte, la un pescuit de păstrăv. Hai! Am ajuns pe malul lacului. Am o poftă de pescuit greu de descris în cuvinte, dar mă așteaptă cel puțin o jumătate de oră de bagaje. M-am lăsat de alte stiluri de pescuit în speranța că voi scăpa de bagaje, dar se pare că asta e soarta noastră a pescarilor. Hai, urați în spor! Prieteni, am ajuns pe lac. Hai să vedem unde stau păstrăvii. Lacul e la un nivel foarte scăzut. N-am pescuit pe un lac atât de scăzut, dar nu mă plâng. Cred că păstrăvii vor fi cam pe aceleași zone, doar puțin mai în larg decât am pescuit eu de obicei. Să vedem dacă am dreptate. Fac primul lanseu întotdeauna la suprafață, pentru că peștii activi stau sus. Și apoi las voblerul să cadă progresiv din ce în ce mai jos. Recuperez voblerul sacadat, pentru că din experiența mea păstrăvului îi place foarte mult strălucirea aia pe care o face voblerul atunci când îl smucești. Vestea proastă e că peștii nu par interesați de momelile mele. Pescuiesc deja de ore bune fără să am vreo trăsătură. Dar vestea bună, pentru că întotdeauna trebuie să rămânem optimiști, e că am intrat zilele trecute în posesia ultimului model de zacuscă, producție 2019, pe care urmează să-l testez.
Am înțeles că rata de întindere pe pâine e mult superioară comparativ cu modelul 2018. Îmi place să cred că am avut și eu o contribuție din acest punct de vedere. Am solicitat cu 25% mai multă ceapă. Ia să vedem dacă noul model de zacuscă reușește să-mi ridice moralul. În mod miraculos, zacusca mi-a dat o energie nebănuită. Luăm întotdeauna gunoaiele cu noi ca să nu devenim la rândul nostru niște gunoaie și plecăm în căutarea pistruiaților. Legile lui Murphy spun foarte clar că peștele va trage atunci când nu filmezi. Am o surpriză pentru voi. Primul păstrăv din 2020. Ce frumos e. De ce puncte faine are. Zona asta mi se pare foarte interesantă pentru păstrăv. Avem în dreapta un mal banal, fără nimic interesant. Și în partea stângă, un mal pietros, cu un pârâu care intră în lac. De obicei, astfel de zone sunt foarte interesante pentru păstrăv.
Ce tare a fost faza. A venit până lângă barcă și am lăsat-o să cadă și a luat-o. Super tare. Foarte faină captura asta. A urmărit până lângă barcă, l-am văzut, am lăsat woblerul să cadă și l-a luat. Hai să le liberăm. Uite ce frumos e. Du-te, pistruiatule, să vii când crești mai mare. E foarte bine să fii concentrat atunci când pescuiești, nu zic nu. Dar la fel de important e să te uiți întotdeauna în jurul tău, să vezi ce se întâmplă. Poate ți urmărește un pește, Năluca, până lângă barcă. Poate muscărește și știi unde să lansezi. Poate ți se întâmplă cum mi s-a întâmplat mie azi dimineață. Când am intrat cu barca, am deranjat niște pietre. Și au ieșit de sub ele 5-6 peștișori. A fost un semnal foarte important pe care l-am primit. De obicei prinsesem pe lacul ăsta foarte bine pe zone cu întinsură, cu nisip. Dar semnalul pe care mi l-au dat peștii azi dimineață m-a făcut să insist mai mult pe zone cu bolovani, cu stâncă. Tot acolo erau concentrate și insectele. Erau mult mai multe pe zone cu bolovan decât pe alte zone pe care am pescuit. Deci puține lucruri sunt întâmplătoare în pescuit. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău. O trăsătură și un păstrăvior. Frumos pistruiatul. Am terminat o zi de pescuit la păstrăv pe lac. Sper că am reușit cât de cât să vă scot virtual din carantină. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Hai să ne revedem sănătoși! Fire întinsă!